Bun găsit! Astăzi se formează lună plină în Zodia Pești, moment care ne poate intensifica atât emoțiile cât și intuiția. Se deschide o perioadă care se poate întinde până la 2 săptămâni, în care putem să culegem roadele unor intenții sau acțiuni demarate în urmă cu jumătate de an. Totodată, suntem susținuți și să încheiem anumite capitole din viața noastră care au ajuns la apogeu. Berbecii vor da dovadă acum de foarte multă putere interioară și se pot detașa cu ușurință de tot ce este toxic în viața lor, fie că este vorba de un obicei, fie că este vorba de o persoană. Se pregătesc pentru un nou capitol care va începe cât de curând și ei simt asta. Taurii pot culege roade frumoase în plan profesional la această lună plină, dar pentru asta ar trebui să aibă și un coș pe măsură. Cu alte cuvinte, ar cam trebui să decidă cu ce proiecte merg mai departe și la care renunță, astfel încât să poată fi creativi și să se pună în valoare așa cum își doresc. Și gemenii culeg roade profesionale bogate acum și pot, grație creativității de care dau dovadă, dar și cu ajutorul celorlalți, să-și vadă un vis împlinit, să-și atingă un obiectiv care, în urmă cu câteva luni, părea intangibil. Pentru raci, ziua de astăzi vine cu revelații, cu momente de conștientizare și pot avea acel declic necesar care să-i urnească din loc, mai ales că scapă de niște frici. Sunt sfătuiți să-și asculte și intuiția cu încredere. Lei încheie un capitol emoțional bulversant și reușesc să se desprindă de niște atașamente puternice care cumva le dictau din umbră pașii. Pot vedea clar de ce pierd și pe unde pierd energie și pot remedia situația. Fecioarele pot avea prezența de spirit necesară să ceară mai mulți bani pentru o colaborare. În caz contrar, pot alege să o încheie, nemai fiind dispuse să piardă resurse pentru prea puțin. Pentru balanțe, ziua de astăzi poate veni cu un moment de revelație. Își prioritizează sănătatea și astfel pot lua o decizie importantă privind locul de muncă sau rutina zilnică. Scorpionii trăiesc intens ziua de astăzi și s-ar putea să fie mult mai dispuși să încheie o relație sentimentală care nu funcționează. Cu toate astea, sunt deschiși negocierii și compromisului. Săgetătorii nu ar trebui să-și reprime emoțiile pentru că nu vor reuși decât să se împovăreze cu ele. Este momentul să vorbească despre ceea ce simt și să pună punct unor confuzii. Pentru capricorni, este o zi foarte bună să negocieze un contract sau o situație profesională cu implicații financiare. Pot conduce dialogul în favoarea lor și pot obține beneficiile dorite. Vărsătorii pot culege roade financiare la această lună plină sau pot avea sclipirea necesară pentru a vedea cum să facă bani folosindu-se de o abilitate pe care o au. Peștii sunt vizați direct de această lună plină de astăzi, astfel că pot încheia un capitol de viață deschis în urmă cu aproximativ jumătate de an. Poate vindecă o problemă de sănătate, poate se desprinde ceva toxic, poate scapă de o frică. Atât pentru astăzi, ne revedem și mâine!